Trecut deja. În seara aceasta, alături de mine și de Lidia Fecioru, este Marian Golea și îi mulțumim foarte mult. Bună seara și bine v-am găsit! Ca să trecem în revistă, unde suntem, da? Ca să parafrazez pe cei care ne dau ordine în fiecare zi, suntem în grafic, în sensul că anul acesta de șobolan a adus exact ce... Șobolăneală, stat în casă? Ce face șobolanul? Merge și fuge să-și ia hrană, să facă depozite, ceea ce am făcut cu toții la începutul anului. Deși tu ne spuneai că anul nu va fi foarte ușor, deși de noi te rugam să nu spui... Da, corect. Ca să nu... Ce să facem? Zică lumea că dai numai previziuni negative, știi? Că suntem deja... De fapt, trebuia să... De la început știam că acest șobolan alb este de șobolanul care merge pe grindă, are o privire de ansamblu, se pot rezolva probleme, dar el se mai numește și șobolanul alb. Albul în metafizica chineză reprezintă sectorul de vest, care reprezintă apusul vieții și de obicei reprezintă trecerea dincolo. Din cauza asta ei la mormântări merg în alb, deci aduce cu el moarte. Ceea ce s-a întâmplat? O să fie... Că tu te-ai întors în decembrie. Da, eu m-am întors când ei aveau încă, de-abia aveau problema. Vreau să vă spun că de-abia acum am realizat cât de șmecheri eram noi europeni și cât de proști erau chinezii. De ce? Pentru că ei în avion mergeau numai cu mască. De atunci. Și noi ne uitam la ei. Bă, frate, ce ăștia cum ăștia? Aici a intervenit, de fapt, și prima noastră problemă, că noi puteam să facem previziuni după ce am trăit noi în viață. Adică să asemuim diverse lucruri. Niciodată n-a trăit nimeni această pandemie. Din cei care trăiesc astăzi, probabil că au mai fost pandemii, dar așa ceva n-au trăit. N-au știut cum reacționează lumea. Totul a fost extraordinar. Din nefericire este că șobolanul face pașii ăștia înainte, vine înapoi, iar o ia înainte, iar vine înapoi. Deci vor fi multe repetiții. Vor mai fi incidente. După cum spuneam, ei aduc infecții, aduc de toate. Nu este un an ușor. Singurul lucru bun este că nu o să dispară rasa umană, că vrea șobolanul. Asta e tot. În rest, ei o să ducă mai bine pe zodii de-astea de pământ, de exemplu, luna viitoare, și mai slabă zodii de metal, care vor fi în august și în septembrie, care reprezintă din nou plămâni, piele și boli de-astea. Se pare că luna cea mai tumultoasă va fi de fapt în octombrie. Atunci este o lună tumultoasă pentru că șobolanul ăsta se va ciocni de câine, va fi o perioadă nu prea fericită. Fericită, nu prea fericită, din ce punct de vedere? Sănătate, financiar, că e foarte important. Deci, noi ne așteptăm la un colaps financiar, dacă să fiu sinceră. După cum au spus mulți și chiar au fost niște emisiuni foarte drăguțe, că au încercat să-i trezească pe oameni la realitate, că trăiesc niște timpuri și ei trebuie să se adapteze acestor timpuri. Nu poți să mergi pe stradă și să zici, a, ce e, iunie, gata, a plecat corona, s-a dus în vacanță în Grecia sau unde s-a dus. Nu poți, trebuie să te adaptezi, trebuie să respecti. Va fi un colaps financiar, știe toată lumea asta, pentru că... Dar vedeți, față... Dar de ce? Adică, dacă teoretic vârful pandemiei a trecut... Nu cred că a trecut. Nouă ne place să asemuim, vedeți, aceste proiecte, să modelăm totul matematic. Vremea. O modelăm matematic și facem predicțiile despre vreme. Pandemiile. Le modelăm pe modele matematice și facem de câte ori au fost greșiți cu vremea? N-are niciun sens să discutăm. De ce? Pentru că aceste modele, din nefericire, ca să aibă un impact foarte mare, trebuie să facă un studiu pe foarte multe cazuri. S-a întâmplat în China, lumea nu și-a dat seama la început. Dacă vă aduceți aminte, au zis prima oară, domne, nu se transmite la copii, da? La bebelușii ăsta. De ce? Pentru că ei au avut un studiu pe vreo 100 de cazuri, nimic mai mult. Cum a ajuns boala în Statele Unite și au luat mii de cazuri, au văzut că de fapt se îmbolnăvesc.
Și așa că aceste modele matematice nu sunt totdeauna cele mai fericite. Și noi vrem să le... să ne place întotdeauna să spunem că noi controlăm. Același lucru face și metafizica chineză, același lucru fac și zodiile europene. Noi controlăm, știm ce o să se întâmple. Ne place să credem. Cu cât studiem mai adânc, îți dai seama că apar mici lucruri care te pot destabiliza, care n-ai ținut cont în primă fază. Cum spuneați dumneavoastră cu vârful pandemiei, este aceeași problemă ca și când spune când o să se termine. Nimeni nu știe. Dacă am trecut de vârf, înseamnă că în același timp, în 4 luni, trebuie să se termine. Da? Teoretic, conform clopotului lui Gauss. Noi știm că nu o să se întâmple așa ceva. Da? Imaginea anului va avea... Să pot fi alegerile? Vor fi și alegerile. Pot fi chiar mișcări de stradă. Pot fi foarte, foarte multe lucruri. Nimeni nu se va împăca cu acest șobolan și, din nefericire, în lunile viitoare... Atunci o să fie hotărârea de deschiderea școlilor? Eu nu cred că se vor da drumul la școli. Așa ușor? Nu cred. Pentru că vine metalul ăsta, care vă spun, nu e ușor deloc, iar în august va fi iar un vârf pentru justiție. Iar o să vedem topoare. Atunci înainte de alegeri. Atunci o să vedeți topoare care cad și taie mâini și picioare. Pentru că este o lună de justiție puternică. Vă spun, anul merge exact cum credeam noi. Este și un an cu, se numește an cu luni false. De-abia s-a scăpat din această lună falsă. Explică-ne despre luna. Luna falsă înseamnă că 2 luni consecutive aveau aceeași zodie. Din cauza asta eu tot insist și zic, nu faceți analogii cu astrologia vestică, pentru că în astrologia vestică nu poți să ai 60 de zile cu o singură zodie. Nu poți. În astrologia chineză poți să ai. Totul e posibil acolo. Vezi, lumea nu știe. Și apoi spun astrologii care sunt doar un pic astrologi, da, se ia de tine și zice, cum, domnule, poate să fie așa? Și că... Lidia, vreau să spun că tu ai fost mentorul nostru cu chestia asta. Noi la început ne mai supăram. Până a venit Lidia odată și a zis, și ce dacă? Exact. Și ce dacă? Și până mi-am dat seama că și ce dacă, ăsta este adevărul. Pentru că în momentul în care tu ai un document pe care scrie te-ai născut în Statele Unite, te-ai născut în Statele Unite, poate să vină 10 Trump să zică că nu te-ai născut acolo, că tu ai documentul în mână. Deci același lucru și acum. Eu m-am învățat ceva de la ceva ce teoretic știam. Dar în principiu, până nu spune cineva, parcă nu-ți dai seama. Că nu te bagi niciodată. Și dacă știi că cineva care într-o relație are cineva înșală pe altcineva, nu e treaba ta. Trebuie să te bagi. Corect. Nu trebuie să spui tu, nu trebuie să rezolvi tu pe nimeni. Exact. Mă rog, e treaba ta acolo. Lui, sincer, da. Aici vorba fiecare pe care... Exact, da. Nu trebuie să amestești tu. Nu, până nu ajunge la gust. Exact. Și până nu-l deranjează la stomac, nu va face nimic. Plus de asta, noi avem falsa impresie, vedem cupluri. Și spunem, ea e o scorpie. Niciodată adevărul. El e un om extraordinar. Dar ea e o scorpie. Nu e adevărat. Dacă oamenii ăștia trăiesc împreună de 20 de ani... Înseamnă că și el e o scorpie. Exact ce spune. Nu există niciodată. Eu nu cred că există nicio relație care se termine doar din cauza unuia, decât dacă lucrurile sunt patologice. Nu există un bărbat bun să-și ia de nevastă o femeie rea. Ce e femeie rea? Fiecare cu problemele lui și cu traumele lui adunate acolo... Păi depinde. Da. Corect. Și nu numai asta, atâta timp, e o chestie, atâta timp cât oamenii sunt fericiți, cine sunt eu să mă duc să le dau? Să știți că după părerea mea n-ar trebui să faceți asta. Da. Vin oameni și zic, vreau să plec în vacanță în Grecia. A, nu plecați acolo, că eu am fost acum 7500 de ani și m-am pierdut 2 lei. Sau celebra întrebare, și dacă întreb pe Facebook, spuneți-mi și mie niște restaurante bune în Lisabona. Și toată lumea începe să întrebe, dar de ce nu te duci la Barcelona? Dar de ce nu te duci la Paris? Pentru că nu duci la Lisabona! De ce ar fost tare să discutăm despre asta? E nasol la Barcelona în luna septembrie, o să plouă, nu-mi pasă. Who cares? M-am întrebat asta, da. Este același lucru, vă spun, este în, când trăiam la New York, era o veche zicală despre
un băiat care s-a dus la un învățător și i-a zis, bă, frate, mi s-au îmbolnăvit gâștele. Și a zis, dă-le o aspirină. Le-a dat o aspirină, a venit înapoi, bă, știi că au murit jumate din ele. Dă-le un pic de vodcă și o să fie perfect. Le-a dat vodcă, bă, mai am trei gâște. Du-te și fă-le o baie fierbinte că le trece. A venit, zice, bă, au murit toate. Zice, bă, păcat că eu mai aveam sfaturi. Nu avem sfaturi pentru orice, că știm, că nu știm, sfaturile sunt acolo. Și mai ales când oamenii se duc și cer sfaturi celor care n-au experiență. Dacă te duceai la oracol și ăla a auzit 1000 de divorțuri, 1000 de familii, așa sunt oamenii care discută cu mai multe familii, învață și... Nu, ei se duc la primul venit, ce faci? E la fel că sună telefonul și răspunde unul la telefon, zice, soția ta e cu unul în casă, să o omor, omoară-o. Închide telefonul și, dar eu nu sunt însurat. Deci sfaturi sunt, nu contează că știi despre ce vorbești, sfaturi să dai. Același lucru se va întâmpla anul acesta. Vedeți, de fapt, șobolanul e un animal foarte isteț din punct de vedere al zodiacului. Este cel mai isteț? Nu. Maimuța e pe primul loc din punct de vedere al istețimii. Dar șobolanul îi place să se bage. Și se bagă peste tot până descurcă lucrurile sau le încurcă și mai rău.